Crește bilanțul îmbolnăvirilor și cel al deceselor de COVID-19 în județul Olt. 144 de cazuri noi au fost raportate astăzi de grupul de comunicare strategică. 290 de persoane sunt internate în spitalele oltene. 23 dintre acestea se află la terapie intensivă, iar 7 sunt intubate. Numărul total al cazurilor de la începutul pandemiei ajunge astfel la 24.260. O creștere mare este înregistrată astăzi la decese, 10 morți fiind raportați în ultimele 24 de ore. Două dintre victime sunt doi tineri, o femeie de 31 de ani și un bărbat de 37 de ani, ambii nevaccinați anticovid. Dacă femeia care a murit acasă avea ca și comorbidități insuficiență venoasă cronică, bărbatul nu suferea de nicio boală. Celelalte 8 persoane decedate de COVID aveau vârste cuprinse între 61 și 90 de ani. Autoritățile precizează că toate cele 10 persoane erau nevaccinate împotriva COVID-19. Cu aceste cazuri, numărul deceselor în Olt a ajuns la 633.